Bine v-am regăsit! Mai sunt doar 2 săptămâni până la încheierea termenului în care companiile care acumulaseră datorii de peste 1 milion de lei la finalul anului trecut pot depune notificarea intenției de restructurare financiară a firmei. Important de știut este că notificarea fără plan de restructurare se poate, însă plan fără notificare depusă până pe 30 septembrie nu se poate. Altfel spus, dacă firmele cu datorii de peste 1 milion depun solicitarea și ajung ulterior la concluzia că nu vor să continue procesul, nu e nicio problemă. Însă dacă nu o depun, atunci nu mai pot accesa opțiunile de evitare a insolvenței sau executării silite. Pentru cele peste 2600 de companii identificate în nota de fundamentare a ordonanței 6/2019, în cazul în care nu depun notificarea, organul fiscal competent are obligația ca în termen de 60 de zile după 8 februarie 2020 să solicite declanșarea procedurii insolvenței conform legii 85/2014. Chiar dacă termenul de 8 februarie 2020 pare că dă timp companiilor pentru analiză și decizia asupra soluțiilor până în anul viitor, posibilitatea de a le pune în practică este deschisă doar până pe 30 septembrie 2019, când trebuie depusă notificarea. Pentru a fi mai clar, din norma OG6 rezultă că procedura insolvenței se declanșează în termen de 6 luni pentru contribuabilii care se califică condițiilor ordonanței și care nu au depus solicitarea de restructurare. Însă termenul depunerii notificării cerute de lege este acum, în septembrie. Pentru firmele dintre cele peste 2600 identificate nota de fundamentare care aveau datorii de peste 1 milion la 31 decembrie 2018 și care nu depun notificare privind intenția de restructurare până acum, în 30 septembrie, organul fiscal competent are obligația ca în termen de 60 de zile după 8 februarie 2020 să solicite declanșarea procedurii insolvenței conform legii 85. Cum se face planul de restructurare și cum vor achita parte din sume, se mută în prezent în planul secund, dacă nu va fi făcută notificarea până la sfârșitul lunii septembrie. Ne oprim aici pentru astăzi. Săptămâna viitoare vorbim despre planul de restructurare, testul creditorului și expertul independent care le va realiza. Până atunci ne găsiți și pe Facebook. Toate cele bune!